Lumea de dincolo în online este noul concept al înmormântărilor din China, care e având în rândul populației. Disperați de dezvoltarea rapidă a orașelor și a lipsei de spațiu, guvernul lui Xi Jinping, oamenii din guvernul lui, încurajează populația să-și mormânteze rudele în cimitire și mauzoleuri virtuale. La schimb, oamenii primesc un cod QR pe care îl pot scana la locurile de veci ale rudelor, unde văd holograme cu morminte, cu mormintele și pietrele funerare. Deși populația a fost reticentă la început, numai anul acesta s-au vândut peste 500 de locuri de veci digitale, iar oamenii simt deja diferența în buzunare. O înmormântare tradițională la Beijing poate să ajungă să coste peste 20.000 de dolari, în timp ce o mormântare digitală la același cimitir costă doar 8.000 de dolari. Doamne ferește, ce tâmpenie, îți dai seama, dar nu mai bine recurs tu la o incinerare clasică, așa? Cum adică dau 8.000 de dolari? Nu mai știu pe ce să-ți ia bani. Dacă îmi spuneai că aia clasică costă 20.000, da? Și înțeleg, nu mai ai loc în cimitire. Hai să le lăsăm doar pentru cei care nu se pot despărți de latura asta tradițională. Da, din nou, e ceva ce nu înțeleg. Tu care n-ai nicio treabă cu latura tradițională, da? Și vrei, o faci doar așa, că așa e tradiția, că așa au făcut-o cei dinaintea ta, de gura lumii. Bă, nene, dacă nu-ți place și n-ai niciun gând, de ce să mai faci chestia asta? Unde să mai pui? Înțelegi? Păi unde să mai pui? Da? Nu pe Alex, faci, nu știu, faci un sondaj de opinie în China, da? Dar păi, nu știu, se practică, nu prea se pui. Păi nu-ți permiți, dar de ce să nu-ți permiți? Pentru că, până la urmă, administrezi peste 1 miliard de oameni, da, 1,5 miliarde de oameni acolo. Oamenii ăia au și ei preferințele lor. Vezi ce vor oamenii ăia, da? Și dacă sunt înclinați către mormântările astea tradiționale, gândește-ți orașele, da, dezvoltă-ți orașele în funcție de nevoile lor. Pentru că sunt, n-ai cum să le ignori. Oricât ai fi tu de regim autoritar acolo. Sunt lucruri peste care oamenii chiar nu trec. Fizic n-ai unde. Cum rezolvi păi problema? Nici nu stai vreodată unde dacă nu-ți gândești orașul așa. Dar de ce să te chinui atâta? Păi pentru că asta își doresc oamenii, Alex. Cum ar fi, tu ți închipui cum ar fi Bucureștiul, Iași, oricare oraș din România. Noi care ne dăm, cât a mai scăzut procentul ăla de oameni care se autodeclară creștini ortodoxi. Cu toate astea e la un nivel mare. Îți închipui să faci așa ceva în România, să spui, știți ce, de mâine la revedere cu cimitirele, s-a terminat, nu mai puteți să mergeți cu lumânare la bătrânul, bătrâna sau la cine s-a dus din familia ta, sau prieten, sau indiferent de situație, îți închipui cum ar reacționa românii la așa o lege. În primul rând, hai să zicem, lege. Cum ar reacționa biserica, care știi că acum câteva săptămâni venise cu ideea, dar a fost doar o glumă să impoziteze, da, să aibă procent, pardon, din încasările, din darul de la nuntă. După aia și domnul așa, ne glumeam, am vrut și eu să văd așa ce, dar nu vorbim serios. Dar totuși poate un procent acolo n-ar fi rău. Îți dai seama dacă le iei în mormântările, ce tragedie ar fi? Totuși, hai să revenim la realitate. 8.000 de dolari pe o mormântare virtuală, pe un loc de veci virtual, dar ce îți dă acolo, pe bune? Păi nu știu, nu ai văzut ce îți dă, îți dă holograme, îți dă tot fel de chestii de genul ăsta, proiecții, te hologram, duci. Cu ce? Cu locul este de acasă și nu te mai duci. Uite, ai banii ăștia, 8.000 de dolari, te duci la un artist, la un artist grafic, da, la un super pictor. Și îți faci o cruce frumoasă din marmoră. Dacă vrei tu să-ți imaginezi cum ar arăta locul de veci. Mult mai bun decât o hologramă, da? Și rămâi, poate va ajunge, face o investiție, va ajunge opera asta de artă, locul tău de veci, da? Desenat de pictorul Cutărică, să valoreze pentru peste 50 de ani, 100 de ani, pentru nepoții tăi, mulți bani. Tu ai dat 8.000, că na, să nu-i dai pe mormântarea digitală, i-ai dat pictorul și o să ajung să iei pe el 8 milioane de euro. Uite, o investiție, dar așa să dai pentru un loc virtual de veci. Un loc virtual, Alex, să zici și oameni comozi. Beijingul ăla edita mai orașul, dacă despre el făceam vorbire. Dar intră eu mai pe net și să traversezi, poate e cimitirul, cine știe unde, dar de adevărat. Intră pe Google Maps, frumos, da, și îți dau pe harta acolo și îți arăt, uite, Nemo. Intrăm pe Street View în cimitir și îți arăt, uite, ăsta e locul tău. Îmi dai 8.000 de dolari pentru așa ceva? Depinde de serviciile pe care le primești. Repet, dacă serviciile... Îți fac și poze, ți le printez, pe bune, pentru banii ăștia. Nu ți-aș da sincer să spun, dar repet, în România chiar ar fi o situație destul de dubioasă. Sunt convins că oamenii chiar s-ar revolta de-a binelea, știi, să le iei. Și să tu spui că... moda cu incineratul, cel puțin în România, din ce în ce mai mulți români recur la așa ceva. Vorba aia, nu dați banii pe prostii, luați o urnă. Luați o urnă. Foarte frumos. Dacă vrei neapărat să ai fizic ceva. În niciun caz virtual. Chinezul. Ce zici? L-am luat ne pâinea de la lumea virtuală, dar parcă... Păi stai un pic, că eu
de ascultă asta, dar bă, cu mortul ce se întâmplă, mă? Că ăla moare, mă. De 8.000 de euro, adică mi-l arzi, mi-l faci, unde îl arunci, ce-i faci? Că ăla totuși e un boț de om. Ce-i faci de ăla? Îl incinerează. În principiu îl incinerează, dar primești și astea, servicii de genul ăsta, în plus. Extra. Asta e ideea, da. Da, ce să zic, n-aș da 8.000 de euro, adică prin testament le-a zice, sunteți, măi dragi copii, vă iubește tanti foarte tare, sunteți cei mai mari imbecili să dați 8.000 de euro să vă vedeți pe mine virtual. Da, dragul, că ai poză cu mine, ce să faci cu... Știi? Da, 500 de oameni în China. Știi ce înseamnă 500 de oameni? Că au rezolvat problema, da, cu 500 de oameni în China, adică statistic vorbind la populația, e zero bară, numai niște nebuni. Care... Cu toate astea, 500 de idioți, da, care au plătit 1000 de... Da, în fine, nu ne băgăm, bă, că știi cum e, că durerea la moarte, nu știu, dar aia mai era, ce faci, mă, cu mortul? Că la moare, ok, nu-l bagi mormă, nu-l faci, dar îl arzi, îl arunci în... Acum știți că a apărut o modă nouă, nu mai e cu incineratul, ca să fim eco-friendly, complet, te bagă niște pungi și te lasă acolo, da, să te descompui. Aia mi se pare fantastic. Sper că nu poți să tot... Eu m-aș băga la aia, să-mi bag la pungă? Da, gândul că diminuțează niște flori. Niște copăcei, niște ceva. Ce are, da. Niște hamei, niște hamei, mă. Hamei. Bă, da. Eu zic așa, îmi dau trupul, dar să faceți hamei din asta. Așa ceva din noi, cu condiția, mă bag și eu, dar să nu costă 1000 de euro, frate. Nu, 1000 de euro e aberant. Adică, într-adevăr, aici... Adică, bă, 1000 de euro, dar... Nu, aici, asta e țeapă, mă. Să cred mori, că un român a gândit-o pe asta. Să mori, mă, altă câți bani cu asta. S-o sunt China și-o zis, ia, stai, mă, un pic aici, ăștia n-au unde îngropa, hai că îi îngrop eu în aplicație direct în telefon. Da, nu. Putem să dezvoltăm și noi o aplicație. De asta, dacă prinzi 10 care pun botul, te-ai scos. Apropo de chestii aberante, vreau să vă mai povestesc una.